La un episod special al podcastului Motorsportcast, alături de mine Valentin Răducan. Bun găsit, Valentin! Bine te-am găsit ca întotdeauna! Ne pregătim să povestim puțin, să facem o avantpremieră a Marelui Premiu al Franței, etapa 7-a sezonului. Este și o zi specială, așa că Valentin a pregătit un scurt portret sau câteva informații legate de James Hunt, dar luăm totul pas cu pas. Nu uitați și de partenerul care ne energizează în fiecare săptămână. Pe cofilicious.ro găsiți capsule cu cafea, cafea de specialitate și o gamă largă de alte produse, cum ar fi dulciuri, miere și tot ceea ce vă face dimineața mai frumoasă. Propun, Valentin, să începem să analizăm fiecare echipă și ce așteptări au de la această etapă și să începem cu partea de jos a clasamentului. După primele 6 etape avem două echipe care nu au adunat puncte. Cei de la Williams pe ultima poziție. Se schimbă ceva aici la Paul Ricard în Franța? Dacă una dintre echipe are vreun noroc chiar sau se întâmplă vreo nebunie la start, atunci ar putea lua vreun punct. Dar în mod normal, Haas nu are nicio șansă să ia un punct, atât prin prisma unei dintre pilot, cât și prin prisma monopostului care departe cel mai slab. Iar Williams, în anumite condiții, și grație motorului, și dacă ajunge pe un circuit tradițional, cum este mai tradițional, cum este acesta, conceptul acesta extrem, downforce în detrimentul la orice altceva, ar putea da anumite rezultate. Dar aș zice să dau două, trei date legate de ce e nevoie la Paul Ricard pentru a performa. Pentru că e un circuit care a debutat de mult în Formula 1, a fost modificat, reasfaltat în 2019, E mult mai puțin abrazivă suprafața ca înainte de 2019, dar degradarea termală va fi ținută în frâu și aducerea în fereastra optimă de operare n-ar trebui să fie o problemă, pentru că avem niște viraje cu radius lung care pun presiune mare pe pneuri, forțele longitudinale la care sunt supuse pneurile se duc aproape spre 5G, avem virajul 10 de la capătul liniei drepte, unde se intră peste 300 km la oră, virajul Sinie, apoi Curdeo Garlaban, virajul 13, din nou, care se ia cu pedala de accelerație la podea, avem și viraje lente, avem și zone de frânare violentă, cum ar fi acea șicană din care a înjumătățit clasica linie dreaptă, avem, să zic așa, un circuit care seamănă din multe puncte de vedere cu cel de la Barcelona și din acest motiv este preferat de multe echipe și chiar de Pirelli pentru efectuarea de teste. Forța power unit-ului aici contează mai puțin ca în Baku, ca aproximativ 17 sutim de secundă pentru 10 cai putere, 35 și un pic pentru 10 kg de carburant în plus. Dar față de Baku, setup-ul aici e clar, toată lumea știe clar la ce să se aștepte. Nu mai trebuie făcut acel compromis de la Baku, unde aveam o linie dreaptă de 2 km și ceva și numai viraje lente în rest. Aici avem și viraje lente, și viraje medii, și viraje rapide, și zone de accelerație, și un asfalt mai normal și nu cu asemenea de nivelări ca la Baku. Deci, în principiu, aș spune că Williams ar trebui să bată, dacă tot ne referim la ultimele echipe, să bată lejer Haas și s-ar putea implica prin pilotul principal, prin George Russell, s-ar putea implica, să zic așa, în luptă cu Alfa Romeo și poate cu cineva care superformează de la echipele mai de sus, Alpine sau Aston Martin. Dacă e cineva care poate să adune puncte cu forțe proprii, acestea sigur este George Russell, mult peste Nicolas Latifi și în acest sezon. George Russell cu Williams nu are încă niciun punct, are puncte în campionatul mondial de Formula 1, dar în acea cursă în care a mers cu Mercedes și... Aceasta este și una din întrebările pe care am primit-o pe grupul de Facebook Formula 1 România. Se întețesc zvonurile legate de un posibil schimb între Russell și Bottas. Crezi că se poate întâmpla la mijlocul sezonului? Am mai vorbit și la televiziune, și la televizor, am vorbit și în emisiunea trecută de acest subiect.
dacă Mercedes respectă tradiția și maniera lor de abordare de până acum, nu-l vor schimba pe Bottas la final, înainte de finalul sezonului, cum nu au făcut niciodată cu vreun pilot în condiții normale. Dacă se întâmplă vreo catastrofă, atunci era să-l poate ajunge. Dar în condiții normale, Mercedes, unde 33% are Toto Wolff, 33% Ineos, 33% Daimler AG, doar că Daimler AG are și ultimul cuvânt și are un drept de veto dacă este să ia vreo decizie, în mod normal îl vor ține pe Bottas până la capătul sezonului. Că toate aceste speculații au plecat în primul de la acel interviu foarte lung din Autosport Magazine, din care toți au preluat fragmente și presa, mai să zic așa, mai de mână, dar sau mai de scandal, și l-au interpretat fiecare cum au dorit, tăind doar anumite fragmente și nu punând și ne punând totul în context. George Russell își dorește să aibă o imagine clară a ce va face în 2022 până la sfârșitul lunii iulie. La fel și acum și Valtteri Bottas. Presa britanică spune că, și asta nu de acum, de la începutul sezonului, că în proporție de peste 90%, George Russell va fi la Mercedes anul viitor. Helmut Marko, dacă tot a văzut ce se vehiculează în presa, și el și-a spus, ar fi un nonsens să mai rămână George Russell încă un an la Williams. Și-ar irosi talentul degeaba. Eu l-aș aduce la, dacă aș fi la Mercedes, l-aș aduce la Mercedes. Nu contează încă care dintre piloți. Deci, în mod normal, ca să răspund exact la obiect, conform tradiției, Mercedes nu face astfel de schimbări în timpul sezonului. Bine, dr. Helmut Marko are tot interesul să destabilizeze puțin lucrurile acolo și mă gândesc acum în special la Valtteri Bottas, care ar trebui, din punctul lui de vedere, să meargă sub Sergio Perez, tocmai pentru ca Red Bull să aibă o șansă mai mare la titlul constructorilor. Vom vorbi și despre asta atunci. Tot în același material se vehiculează și informația că Lewis Hamilton nu ar fi de acord neapărat să vină George Russell în echipă și mai degrabă l-ar prefera pe Valtteri Bottas, pentru că îl are evident mai ușor sub control și nu știe neapărat la ce să se aștepte de la George Russell. Crezi că mai are Lewis Hamilton un cuvânt de spus în această situație? Lewis Hamilton întotdeauna va avea un cuvânt din, poate cel mai important cuvânt din echipă în privința alegerii piloților. Are și o relație specială cu Toto Wolff. Toto Wolff a văzut cât a crescut nivelul de performanță după ce Rosberg a plecat la sfârșitul lui 2016. Nivelul de performanță a lui Hamilton a crescut pentru că a putut să se exprime mai în voie, nemai având acea presiune psihică. Și ca o paranteză, Hamilton a avut cu echipierii de top. Fernando Alonso chiar la debutul său în Formula 1, Jenson Button, apoi Nico Rosberg. Nu sunt piloți de duzină, sunt campion mondial toți. Da, deci, George Russell nu-l văd. George Russell, chiar dacă ar veni la Mercedes, în principiu, în mod normal, în primul sezon alături de Lewis Hamilton, n-ar trebui să-i facă probleme lui Lewis Hamilton, pentru că Lewis Hamilton are un talent sau are o arie de abordare mult mai vastă și are un evantai de calități pe care George Russell nu le poate poate replica. E un soi de evantai cam cum avea J.K. Stewart la sfârșitul anului 60, începutul anului 70, față de orice alt coechipier. Bun, e clar, Williams în Franța puncte doar cu noroc și în cazul acesta chiar și Nicolas Latifi poate avea un noroc și ar putea intra în puncte, altfel puțin probabil. La Haas, Mick Schumacher și Nikita Mazepin, a început și Mick Schumacher să facă unele greșeli. Mazepin oricum nu a fost în cea mai bună forma sa de la începutul sezonului. Cum vezi relația dintre cei doi? Ca relația dintre un german și un rus. La nivel politic, să știi că nu sunt chiar atât de rele relațiile între cele două țări. Dar nici înainte de 1941 au fost rele relațiile între ei. Mai ales că și-au livrat instrumente de dezvoltare a forței armate reciproc. Materii prime și de dincolo tehnologie. Și revenind la Mick Schumacher și Nikita Mazepin, cu o mașină atât de slabă, în care nu se investește nimic pentru dezvoltarea ei, ai tendința câteodată să suprapilotezi. Overdriving este termenul englezesc și astfel se ajunge la erori. Pentru că nu-ți dorești să fii mereu ultimul. Iar George Russell, cred că știe mai bine ca Mick Schumacher și Mazepin cum e să fii în situația asta. Mick Schumacher are abordarea, a moștenit acea abordare meticuloasă a lui Michael Schumacher, dar încă nu are
talentul, sau nu va avea niciodată talentul lui Michael Schumacher de a pilota dincolo de limitele mașinii și față de începutul lui Michael Schumacher, în acest moment impactul mașinii sau importanța monopostului raportat la pilot este mult mai mare. Dacă în perioada lui Schumacher, în unele condiții excepționale, pilotul putea să facă chiar și să conteze și chiar și 50% în ecuație, acum pilotul contează undeva la 15% în ecuația respectivă. Deci pentru Haas, puncte cu forțe proprii, șanse zero aici în Franța. Dacă abandonează vreo 10 mașini, poți să ori avea șanse. Trecem la Alfa Romeo. Au două puncte până acum. Alfa Romeo... Șanse să obțină mai multe acum în Franța? Alfa Romeo are o eficiență aero dincolo de așteptări, asta și pentru că nivelul de apăsare are carențe. Alfa Romeo, la fel ca și celelalte mașini motorizate de Ferrari, are problema aceea legată de consumul motorului Ferrari, care este peste al tuturor celelalte trei în Formula 1. Asta face ca în regim de cursă mașina să plece și cu mai multă cantitate mai mare de benzină, dar având și un consum mai mare, face ca diferența între motorul Ferrari sau pornitul Ferrari și celălalt trico, și Mercedes și Honda să se mărească undeva cu 4-5 cai putere față de cum este în calificări, pentru că se merge mai temperat. Asta odată, dar de partea cealaltă consumăm mai mult, avem mai multe gaze pe evacuare, MGUH-ul recuperează mai mult și de aceea Ferrari are un avantaj pe partea de livrare a energiei electrice, avantaj care va fi și mai mare la anul viitor. Am explicat într-un articol la care a comentat foarte multă lume cu ce vine Ferrari nou în privința motorului. Iar asta va ajuta și Alfa Romeo și Haas. Dar Alfa Romeo are o șansă marginală aici, într-o cursă mai nebuloasă, să marcheze un punct 2, pentru că mașina e un pas înainte față de anul trecut, datorită motorului și datorită simulatorului care este în sfârșit funcțional. Avem la Alfa Romeo doi piloți, Kimi Raikkonen și Antonio Giovinazzi, ambii cu câte un punct. Cum vezi sezonul următor la echipă? Va mai merge Kimi Raikkonen încă un an? Antonio Giovinazzi, cred că prin ceea ce a făcut până acum, și-a cam asigurat locul la echipă. Și oricum Ferrari are unul dintre piloții de la Alfa Romeo, este numit de Ferrari. Alfa Romeo va continua în scurt timp, va semna continuarea cu Sauber până în 2025 inclusiv. Unul dintre piloți va fi numit sau va fi un pilot Ferrari. Fiat continuă să investească, sau grupul Stellantis, FCA, nu știu cum să-i spun, va continua să investească câte 30 de milioane în fiecare an în echipă. Sau mai, oricum, Alfa Romeo, datorită dificultăților prin care a trecut Sauber înainte să-i preia, are un deficit de personal. E posibil, am văzut în presa italiană, că au trecut o parte din tehnicieni Ferrari la Alfa Romeo, vor mai trece și alții, pentru că Ferrari avea 2000 de angajați în anul 2020 și nu mai este posibil să operezi cu 2000 de angajați în condițiile în care bugetul este 149 de milioane în acest an, pentru că avem mai multe curse și e și acel bonus pentru cursele de sprint. Așa că o parte, câteva sute, au fost duși în noul departament care se va ocupa de hipercarul pentru Le Mans. Alții vor lucra în alte departamente, unii au fost mutați la Alfa și la Haas și vor fi mutați și mai mulți pe viitor la Alfa Romeo, pentru că Alfa Romeo duce nevoie de personal, are nevoie de cel puțin 100 de angajați în plus. Da, sunt curios dacă va mai rămâne Kimi Raikkonen încă un sezon la Alfa. Eu cred că lângă Giovinazzi poate veni un pilot din cadrul Academiei Ferrari. Rămâne de văzut ce decizie... Lui Kimi place să piloteze și nu mai interesează așa mult salariu. Dacă Kimi se simte mult mai confortabil la Alfa decât s-a simțit la Ferrari. Se simte ca în acele zile de început de la McLaren, în 2002, 2003, 2004, când mai petrecea pe iaht, se îmbrăca în gorilă, cădea de pe iaht, era prins cu sticla de vodcă și cu berea în mână și așa mai departe. E la a doua tinerețe, cum s-ar spune. Acum, doar că acum e căsătorit și are și doi copii atunci. Dar, oricum, nu i-a putea presiune de la Ferrari și în regim de cursă a arătat că în momentele sale, când se simte confortabil, dar poate etala un racecraft redutabil. Bun, Alfa Romeo cu șanse minime, dar
totuși cu câteva procente acolo în ceea ce privește posibilitatea de a intra în, în puncte. Cum arată situația în cazul celor de la, de la Alpine? Alonso în continuare are mici sau mai mari probleme de acomodare, totuși 25 de puncte pentru echipă până la această cursă, 13 dintre ele luate de Fernando Alonso, cu un punct mai mult decât Esteban Ocon. Vreau să spun că Alfa Romeo are șanse mai mari ca Haas și Williams, iar Alpine are șanse mai mari ca Alfa Romeo să puncteze în această cursă din Franța. E cursa lor de casă, un circuit pe care Alpine îl cunoaște extrem de bine. Renault a rămas în urmă în privința motorului, e la egalitate cu Ferrari acum și echipa mare a rezolvat o enigmă. De ce mașina față de ritmul de cursă este extrem de slab față de concurență raportat la ritmul din calificări? Comportamentul mașinii cu rezervorul plin se schimbă dramatic față de comportamentul mașinii cu rezervorul gol. Când mașina ajunge spre finalul cursei și rezervorul se golește, începe să performeze din nou. Alonso, profitând de această slăbiciune transformată în calitate spre finalul cursei, am văzut ce a făcut în Azerbaidjan. Încă e acel vulpoi care poate să etaleze un racecraft de o viclenie, hai să zicem, punică a Fernando Alonso, chiar dacă pe un tur încă nu e la nivelul lui Esteban Ocon. Da, va fi interesant ce poate să facă francezul aici pe teren propriu în fața lui Fernando Alonso și cu siguranță Alpine e una din echipele care se bate pentru un posibil loc în Q3 în calificări și apoi vedem ce se întâmplă în cursă. Esteban Ocon cu un plus de șansă aici în Franța comparativ cu Fernando Alonso? E greu de apreciat. Esteban Ocon oricum e mai familiarizat cu mașina, e mai familiarizat cu modul de operare al echipei și cu acest circuit. Dar ca o paranteză, Pierre Gasly e dat cu mari șanse la Alpine în presa britanică și italiană pentru sezonul viitor. Tot un francez. În locul lui Alonso e acolo, cam să zic așa, e pe viață. Din nou, cum a fost și în celelalte două perioade la Renault, pleacă numai dacă dorește el. Dar locul lui Ocon pare că e pus în pericol de Alpine, iar Renault întotdeauna și-a dorit să câștige cu un pilot francez și își dorește, fiind și regie de stat, își dorește să aibă un pilot francez care să performeze și mai bine decât cel pe care îl au, iar în acest moment Pierre Gasly este unul dintre performerii sezonului. Da, și aici situația se poate schimba dramatic. Esteban Ocon a avut la un moment dat legături cu Mercedes. E greu de crezut că acestea vor fi reînodate. Pe de altă parte, depinde și dacă Red Bull îl va lăsa pe Pierre Gasly să plece. Cu siguranță Pierre Gasly ar face pasul spre o echipă pe care o consideră cu un potențial mai mare decât are Alfa Tauri în acest moment, pentru că e clar, Gasly va fi greu să urce din nou la Red Bull Racing. Gasly are contract pentru 2000, are contract și pentru 2022 cu Red Bull, cu Alfa Tauri. Dar întotdeauna există niște clauze. Bun. Alpine cu Ocon și Alonso. Trecem la Aston Martin cu Lance Stroll și Sebastian Vettel. Echipa a adunat puncte, Lance Stroll e pe 13 la general cu 9 puncte, Sebastian Vettel cu două curse bune în Monaco și la Baku, iată, a ajuns la 28 de puncte. E acesta semnul că Sebastian Vettel s-a acomodat cu mașina sau a fost doar o conjunctură? Și ce poate să facă Aston Martin aici la Paul Ricard? E ceva, din punct de vedere tehnic, e ceva care încă nu e explicat complet. Aston Martin este o mașină, fel ca Mercedes, foarte lungă și low rake. Doar că raportarea Mercedes, Aston Martin a mers foarte bine la Monaco și în Baku, raportat cu ce făcuse înainte. Mercedes, am văzut cum a căzut în performanță. De ce o mașină cu același concept rulează atât de bine? Poate fi explicat prin faptul că la Aston Martin, încă din perioada Racing Point, avem o echipă de ingineri care foști la Bridgestone și la Michelin, care lucrează exclusiv la raportul dintre mașină și anvelopă.
la faptul că fiind derivat din W10 are un soi de o dispunere a maselor altfel și o punte față altfel față de raportarea Mercedesul acesta W12, în sensul că e o punte față care mai, e mai promptă și cu un nivel de apăsare mai mai bun decât decât Mercedesul. În rest, mașina a putut fi înțeleasă cum trebuie după acele teste care au fost un fiasco și după primele curse care au fost tot un fel de teste pentru Aston Martin. În sfârșit, mașina acum este înțeleasă, este o mașină echilibrată cu un spate predictibil care îi place lui Sebastian Vettel și având o față care se înfigă cum trebuie, în jurul care să poată pivota spatele, poate să-și facă trucurile și să treacă prin viraj sau să aibă o viteză de intrare în virajele de mică viteză, așa cum nu, niciun pilot nu poate astăzi. Acesta este un circuit mai tradițional. Hai să zicem că în regim de calificări e la undeva la limita top 10 Aston Martin, dar în regim de cursă mașina e mult mai bună decât în calificări. Este invers față de Alpine. Mașina performează mai bine cu rezervorul plin și în configurație de cursă. Chiar dacă în primele etape Stroll a avut performanțe mai bune ca Vettel, e clar că totuși Lance Stroll nu e la nivelul pilotului german și dacă e cineva care poate să tragă echipa după el, acesta este Sebastian Vettel, mai ales că Otmar Szafnauer, am văzut, anunță obiective extrem de ambițioase, vorbind chiar de titlul mondial. Poate să facă asta Aston Martin? Avem și o întrebare legată de acest lucru. Se zvonește că Aston Martin recrutează pe bandă rulantă și că ar vrea să ajungă undeva la 800 de angajați și dacă e posibil asta, ținând cont și de restricțiile bugetare. Nu știu dacă va ajunge chiar la 800 de angajați, dar ambițiile sunt mari la Aston Martin și Lawrence Stroll nu investește doar pentru a fi acolo sau doar pentru ai da fiului său o jucărie, așa cum vorbea toată lumea la început, ci e clar că Lawrence Stroll e un pic mai ambițios decât a lăsat să vadă la început. Bineînțeles că nu putea să nu intervine doctorul Marco și să spună Sebastian, acesta e Sebastian pe care știam din anii Red Bull și cred că tăticul Stroll nu e deloc mulțumit că îi bate fiul. Asta ca o paranteză. Raportat la acea cifră de 800, asta este o cifră pe care au vehiculat atât Lawrence Stroll cât și Otmar Szafnauer. Și la începutul sezonului 2020, Aston Martin, fostă Racing Point, avea 480 de angajați. Era echipa cel mai eficientă raportat la numărul de angajați de departe din top plutonul. Au început recrutările pentru că oricum era ușor subdimensionată echipa, mai ales departamentul acela extraordinar care se ocupă exclusiv de modul în care performează anvelopele, avea doi ingineri Bridgestone și încă două alte persoane. S-a mărit departamentul, nu e clar până la cât. Cifra asta de 800 ar fi, în aprecierea celor de la McLaren, ar fi cu aproape 100 de persoane în plus față de cât ar fi rentabil sau fezabil pentru la un buget ca acesta de 145 de milioane, care nu acoperă costurile cel mai bine plătiți, trei angajații ale piloților și cele de transport. Dar, spre exemplu, se mai pot face și tot felul de artificii. În trecut, spre exemplu, Red Bull, la echipa Red Bull Racing, avea decât 35 de angajați. Restul erau angajați la alte filiale. Se pot face tot felul de artificii pentru a opera cu un personal mai mare decât o permite bugetul, prin, să spunem, micșorarea salariilor, oferim salarii mici și apoi niște bonusuri oferite din alte surse sau încheierea unor contracte. În sfârșit, sunt multe astfel de artificii care se pot face, dar 800 de angajați e o cifră, hai să spunem, care și celor de la Ferrari și Mercedes li se pare mare. McLaren, spre exemplu, care era a treia echipă ca număr de angajați, a concediat 70, apoi încă 100 de persoane și a ajuns acum undeva sub 800 de angajați în acest an 2021, iar la anul bugetul va mai scădea cu încă 5 milioane față de acest sezon. E o cifră ușor cam mare, dar poate fi atinsă dacă și Lawrence Stroll se pricepe la tot felul de artificii financiare de acest gen. Da, vânzător de haine. Până la titlul pentru... Întotdeauna a reușit în afacere, dar titlul pentru Aston Martin nu pare ceva... Cel puțin până în 2025 nu pare. Iar dacă Aston Martin nu își construiesc propriul motor, e mai...
iar și având în vedere că și mașinile de serie Aston Martin sunt motorizate de Mercedes, iar Mercedes deține acum 20% din Aston Martin la Gonda, Aston în principiu nu e o mașină, nu e o echipă care se bate la titlu, e o echipă care poate câștiga curse, dar nu putem să știm ce vom avea pe viitor. Ajungem la jumătatea clasamentului, cu două puncte mai mult au adunat cei de la Alfa Tauri, comparativ cu Aston Martin, pe locul 5 la general. Așa cum spuneai, Pierre Gasly are încă un sezon senzațional. Probabil ar fi avut nevoie pentru cariera sa de astfel de rezultate când era la Red Bull și nu aici la Alfa Tauri. Da, numai că acele monopostul Red Bull față de acesta din 2021 aveau anumite carențe, aveau o fereastră de operare foarte îngustă și erau extrem de tăioase la limită. Am văzut că până și Max Verstappen, cu cel din 2020, a comis multe greșeli pentru că datorită acelei fuste de sub nas și conceptului aerogeneral, pur și simplu, la un anumit punct de brăcaj, mașina pierdea aderența cu totul, se ducea în afara circuitului sau cel puțin efectua o piruetă. Acum pe această mașină, cred că Pierre Gasly ar pilota, ar performa mult mai convingător față de sezonul trecut. Iar pe acel Alfa Tauri, pe care nu s-au adus noutăți notabile, s-a ales să ruleze în continuare ca și la Ferrari cu acel nas lat, dar având acel motor Honda, acea cutie de viteze mai mică în dimensiuni, motorul mai mic și cu centrul de greutate mai coborât, ce a permis un spate mai îngust și noua și o suspensie spate Red Bull, mașina aceasta a fost îmbunătățită în toate ariile în care și-a dorit echipa și a rezultat o mașină extrem de eficientă aero, am văzut-o la Baku, foarte bună pe frâne și pe tracțiune și având un motor care este doar la câțiva cai putere în spatele celui de la Mercedes. Astfel că pe anumite circuite Alfa Tauri este chiar a treia, sau poate fi chiar a treia forță. La Baku, diferența, spre exemplu, în calificare a făcut doar faptul că Ferrari a rulat cu acea aripă foarte îngustă și acel accident de la finalul calificărilor, făcute de exact un pilot de la Alfa Tauri, de Tsunoda, despre care echipa spune că are un potențial extraordinar, are o viteză extraordinară, dar aceasta trebuie canalizată, trebuie motivat, trebuie aprins acea flacără în el pentru a performa la nivelul de care echipa îl crede în stare. Pierre Gasly va evolua și el pe teren propriu. În duelul cu Ocon, clar, Pierre Gasly are o șansă mult mai mare de a aduna puncte. În interiorul echipei, crezi că e o presiune deja prea mare pe Yuki Tsunoda, ținând cont de lipsa de experiență a acestuia? Nu sunt sigur. A fost mutat în Italia și informații din cadrul echipei spun că se simte deja mult mai confortabil. Nu i-a plăcut niciodată Anglia, în primul rând pentru că plouă. În Italia se simte mai confortabil, este aproape de Faenza, de sediul echipei și am văzut că la Baku, lăsând la o parte acea eroare din calificări, în cursă nu a făcut nicio greșeală și așa a marcat puncte. Echipa îl crede în stare de mai mult, în primul rând, pe un tur de calificare, doar că are nevoie de experiență. Majoritatea circuitului nu le cunoaște Yuki Tsunoda și are o vârstă extrem de fragedă. E tipul acela de pilot de buzunar care e un fel de... arată cam cum arăta Alain Prost la începutul anului 80. Alfa Tauri, clar, o echipă cu potențial să ajungă în Q3 cu ambii piloți. Aici Pierre Gasly e însă principalul favorit, dacă e cineva care poate să obțină puncte pentru echipă. Mergem mai departe. Ajungem la McLaren. Avem un duel tradițional aici pentru locul 3 la general. Două puncte e McLaren acum în spatele celor de la Ferrari. N-a fost rău sezonul lor până acum și poate cu un Daniel Ricciardo care să se acomodeze cu această mașină, situația ar arăta mai bine pentru ei spre final. Tu cum vezi lucrurile? Se împlinesc 47 de ani de la primul duel real între Ferrari și McLaren pentru titlul mondial. McLaren cu Emerson Fittipaldi, Ferrari cu Clay Regazzoni și Niki Lauda în primul sezon. A prevalat McLaren atunci, apoi a urmat acea perioadă cu James Hunt. McLaren are avantajul eficienței aero superioare și a motorului Mercedes, care are un plus de 20 de cai. 20 de cai înseamnă 35 și jumătate pe acest circuit de la Paul Ricard.
aici nu mai avem o pistă atât de alunecoasă, denivelată, care să avantajeze suspensia Ferrari și modul în care Ferrariul generează instantaneu temperatură în pneuri. Nu mai avem acel compromis care s-a făcut la Baku și nu mai avem doar viraje lente. Avem și viraje care se iau la blană, full throttle, în care eficiența aero și forța motorului contează extrem de mult. Sunt virajele 10 și 13, Sinje și Curdeo Garlaban. Avem viraje medii în care sunt cam la egalitate mașinile și avem acele viraje cu radius lung în care se exercită presiuni longitudinale mari asupra, forțe longitudinale mari asupra pneurilor și nu mai este o problemă în a aduce pneurile în fereastra de operare. McLaren nu mai trebuie să opereze diferite modificări la setup, să ajungă undeva în țara nimănui, să nu știe cu ce are pe spate, să ruleze și așa mai departe. În principiu, McLaren are o șansă aici, mai ales că în regim de cursă nu are de acel dezavantaj al Ferrari în privința consumului. În regim de cursă, motorul Ferrari merge ușor mai gătuit față de cum merge în cursă, în calificări, pentru că are probleme de consum. Iar mașina îmbarcă câteva kilograme, 3-4 kilograme poate în plus. Aici consumul de combustibil este de undeva cam la 1,85-1,90 kg per tur. La asta raportat la motorul Renault, care oricum este peste Ferrari în privința consumului. Daniel Ricciardo a spus că încă nu e, nu se simte 100% confortabil cu noua sa mașină. Care sunt problemele sale? Cu ce nu reușește să se înțeleagă acolo? Păi, hai să mai reiau încă o dată pe scurt, cred că am mai discutat într-o altă emisiune, dar să mai explicăm încă o dată. Această mașină este concepută, este o mașină care e atipică în privința pilotajului. Este o mașină care se pliază pe stilul Lando Norris. Lando Norris folosește ceea ce englezii numesc trail braking, în sensul că nu frânează complet, nu oprește mașina complet și apoi începe virarea în punctul de frânare ales. Pur și simplu prelungește frânarea, o îndulcește și alege un alt soi de apex. Iar direcția McLaren este una mult mai lungă decât direcția unei mașini obișnuite, în sensul că și o bracare amplă nu duce la blocările acesteia, plus că Daniel Ricciardo e obișnuit să conducă în stilul tradițional Moss Clark Schumacher, prin ceea ce se numește overlapping, în sensul că încearcă să facă mai multe deodată. În timp ce virează, operează mașina atât din frâne, cât și din direcție, cât și din accelerație, nu închide aproape niciodată complet gazul, exact cum o făcea și Schumacher. Iar acestei mașini nu-i place asta, pur și simplu se simte deranjată, se simte destabilizată. Trebuie să schimbe stilul și McLaren ar putea să facă și altceva, să schimbe producătorul de frâne. Pentru Daniel Ricciardo este obișnuit cu frânele Brembo, au putere de frânare mai mare, dar nu oferă acea modularitate, dar pe Daniel Ricciardo nu interesează modularitatea. Modularitatea este exact pe profilul lui Lando Norris. Daniel Ricciardo este ultimul dintre cei care frânează târziu. Pe Daniel Ricciardo îi interesează puterea de frânare pentru a frâna cât mai târziu și apoi aș pune prin asta în evidență tururile. Această combinație de la McLaren cu AP Carbon Industries și Ache Bono nu e pe stilul lui Daniel Ricciardo. McLaren fără îndoială cu șanse la un loc în top 10 cu ambii piloți, șanse la podium aici? Dacă se petrece ceva cu Mercedes și Red Bull, aș spune că în regim de un singur tur e posibil ca Charles Leclerc să bată McLaren-urile. Chiar dacă are un deficit, acel deficit de putere în virajele acelea stânga-dreapta, virajele șicana aceea mare din care taie vechea linie de sar, vechea linie dreaptă și acele viraje lente de pe sectorul al treilea, Ferrariul cu o mașină care controlează mai bine pneurile și cu o mașină mult mai prompt, cu punte față mult mai prompt, ar trebui să aibă un avantaj asupra McLaren. McLaren va avea un avantaj pe cele trei zone de accelerație și pe virajele 10 și 13 care se iau full throttle. Ar fi echilibrat, dar pe un singur tur nu cred că în ziua asta nu are Charles Leclerc, nu are superior, nici măcar Lewis Hamilton sau Max Verstappen. Ai făcut deja, de fapt, trecerea spre Ferrari. Avem 10 puncte între Charles Leclerc și Carlos Sainz. Ferrari cu 2 puncte mai mult în clasament decât cei de la McLaren. Poate să le pună probleme celor de la Red Bull și Mercedes aici în Franța? În mod normal, dacă avem o cursă pe o pistă uscată,
În niciun caz, doar că diferențele pe un singur tur nu vor fi mari între Mercedes, Red Bull și Ferrari. În regim de cursă, așa cum am spus, o Ferrari, având probleme cu consumul, va cădea în spate și avem și temperaturi foarte ridicate. Ferrari, având avantajul că aduce instantaneu pneurile în fereastră de operare, are apoi dezavantajul că la temperaturi mari le va distruge mai repede, așa cum pe o pistă alunecoasă, cum a fost cea din Baku, dacă le-a dus repede în fereastră, apoi cu cât compoziția crește în duritate, are probleme în a le menține în acea fereastră de operare. Ferrari s-ar putea să vină aici cu aripa testată la Barcelona. La Barcelona a avut numai una singură și ca să fie paritate între piloți, a ales să nu folosesc niciunul dintre piloți acea aripă. Vor veni cu mici update-uri Ferrari aici și Ferrari încearcă ca la Spa să mai deblocheze încă 5 cai putere pe care ține în rezervă, pentru că sunt anumite probleme de fiabilitate la acest motor. Dacă deblochează și acei 5 cai putere, va mai veni, să zicem, la poate o zecime mai aproape sau va fi mai cu o zecime mai rapidă în raport cu McLaren decât este acum. Dar Ferrari este o mașină reușită pe anumite piste, dar o mașină încă neterminată. Nu este ceea ce își dorește echipa. Ce va fi un viitor? E posibil ca din 2022 Ferrari să se bată la victorii cu un power unit complet nou, cu niște inovații pe partea de aprindere și alimentare pe care ceilalți nu le au. Și la anul va fi foarte important cum se adaptează echipele la combustibilul acela bio-E10 cu 10% etanol. Asta se presupune că scăderea de putere va fi de undeva de 65 de cai putere raportat la acest an. Încă nu s-au testat motoarele pe dino cu acest combustibil E10. Se vor testa în continuare. Nimeni nu are date, doar că motorul, cel de-al doilea proiect Ferrari în privința power-ului condus de Wolf Zimmermann, în acest moment este peste proiectul dezvoltat din acest power unit 0656 și este peste ce oferă Mercedes în acest sezon. Dar când vor fi operate modificări și se va schimba inclusiv chiulasa pentru a se adapta la acel combustibil E10, nu putem să știm dacă acest sistem inovator de aprindere de la Ferrari se va plia la fel de bine pe un combustibil care are cu 5% în plus etanol. În ceea ce privește piloții, Carlos Sainz aici în raport cu Charles Leclerc? Charles Leclerc pe un singur tur, când este în ziua sa, nu are rival. Sau este cel puțin la egalitate cu Lewis Hamilton. Dar în regim de cursă, și dacă avem și condiții de aderență schimbătoare, Carlos Sainz este acolo. Carlos Sainz în Baku a avut probleme cu pneurile răcite. În momentul în care se ieșea din spatele safety car-ului, pur și simplu puntea față avea o problemă, se bloca imediat pe frânare, mult înainte de termen, ca să zic așa. Bun, Ferrari cu șanse la podium dacă se întâmplă ceva cu Mercedes și Red Bull. Trecem la Mercedes, care nu mai este echipa de pe prima poziție la general. Red Bull a trecut în față. Cred că e clar, Lewis Hamilton e mult peste Valtteri Bottas. Cum arată echipa așa per total aici în Franța? Dacă ne raportăm la numărul de erori comise în Mercedes versus Red Bull, Red Bull a comis mai multe erori de operare sau erorile piloților față de Mercedes. Lewis Hamilton a comis două erori mai mari, dar Max Verstappen a comis mai multe erori mai mici. Lewis Hamilton a fost salvat o dată de noroc la Imola, la Baku nu s-a mai petrecut asta. Echipa deocamdată va lua niște măsuri în privința acelui magic button care este foarte aproape de clapeta, din care se schimbă tretele, din care se clapeta din spatele volanului. Vor lua niște măsuri în privința acelui buton pentru a nu se repeta ce s-a petrecut la start în Baku. Ca să citesc pe cei de la Red Bull, având în vedere că venim pe un circuit tradițional, Mercedes din nou vor fi foarte puternici și Mercedes aici va avea din nou același avantaj. Lăsând la o parte motorul, mașina generează mai greu temperatură în pneuri în regim de cursă, dar pe final de stint mașina va avea un avantaj, cum a avut și la Portimão, cum a avut și la Imola, cum a avut și la Barcelona. Red Bull, fiind o mașină mai agresivă, aduce pneurile instant la fel ca Ferrari. Aici avem o situație de genul Ferrari, Red Bull în rolul Ferrari și Mercedes în rolul McLaren. Pe final de stint, Mercedes este mașina mai blândă cu pneurile și va fi avantajată.
Dar pe un singur tur e greu de spus. Cu aproape sigur Red Bull va veni cu powering din nou aici și diferența între motoare va fi mici. Mercedes poate mai face ceva pe partea de motor, prin sensul că acea admisie inovatoare despre care nu se știe foarte mult oferă din când în când un boost care dublează diferența față de Red Bull, în sensul că se duce undeva la 10 cai putere în scurte momente în care pilotul poate face asta. Avem pneuri cu o treaptă mai dure ca în Baku, avem C2, C3, C4. În 2019 s-a câștigat cu o strategie C3, C4, plecare pe medium, încheierea cursei pe hard. Mercedes a învins în ambele curse care s-au desfășurat pe acest Paul Ricard. Aș spune că în regim de calificări ar trebui să fie duel, ar trebui să fie la bătaie între Mercedes și Red Bull, între Lewis Hamilton și Max Verstappen, dar aici, pe acest tip de circuit, și Valtteri Bottas se va simți mult mai confortabil decât pe piste cum au fost Monaco și Baku. Iar în regim de cursă, la start, Red Bull are avantajul datorită conceptului care aduce imediat pneurile în fereastră, dar pe final de stint, Mercedes are un avantaj asupra Red Bull. Va fi echilibrat, dar aici aș spune că dacă Mercedes nu comite erori operaționale, are o șansă mai mare ca Red Bull să câștige. Fiindcă vorbeai de circuit, ce preferi? Clasicul manicur sau acesta de la Polo? Hai să zicem că aș prefera Clermont-Ferrand sau vechiul Reims, pe care în 1953 s-a desfășurat ceea ce Dennis Jenkinson a numit în presă atunci cursa secolului, acel duel dintre Mike Houghton și Juan Manuel Fangio, decis după ultimul viraj cu o secundă în favoarea lui Houghton, pentru că Fangio a pierdut o treaptă exact la ieșirea din ultimul viraj. Da, dintre cele manicur, două... Poate ne-am obișnuit cu manicur pentru că a fost o gază tradițională în anii 90 și 2000 ai Formulei 1. Sunt circuite cu profile diferite. Manicur e un circuit cu anumite diferențe de nivel, cu temperatura ale pistei mai scăzută decât acea de la Paul Ricard și cu niște viraje de mare viteză la care se adaugă acele viraje ori la 90 de grade, ori viraje extrem de lente în care cum trebuie stabilite pe frânare. Dar, pe ansamblu, ne-aș zice că niciun circuit nu e pe placul meu. Clermont-Ferrand, pentru cine știe, a fost un circuit extrem de periculos. În 1972, doctorul Helmut Marko și-a pierdut un ochi acolo pentru că l-a izbit o piatră aruncată de un concurent care era în fața sa. Și apoi Clermont-Ferrand a fost scos din circuit. A fost o cursă în Franța și la Le Mans, despre exemplu, dar nu pe acel circuit de 13 km în anii 60. Și ca o paranteză, spunem că Franța este patria motorsportului. În Franța am avut prima cursă care a avut o denumire de Grand Prix la Pau în 1901, primul Grand Prix veritabil desfășurat în Franța în 1906 și a fost câștigat de un maghiar, Ferenc Sis, pe un Renault. Până în 1925, Grand Prix-ul Franței sau Grand Prix de la Automobil Club Français era un soi de cupă mondială. Cine câștiga acea cursă era considerat un soi de virtual campion mondial. Marea Britanie a apărut în motorsport abia în a doua jumătate a anilor 50, până atunci nu reprezenta nimic. Forțele de motorsport erau Franța, Italia și Germania. Atât. Iar în Franța, chiar dacă în Germania s-a născut mașina, în Franța s-a născut motorsportul. În 1887 chiar a fost o cursă, un trial la care s-a prezentat un singur concurent. În 1894 am avut o primă cursă, iar în 1895 am avut ceea ce e considerată prima cursă veritabilă, câștigată de Émile Levasseur, fondatorul Panhard Levasseur, cursa Paris-Bordeaux. Și din acel moment, ca să-l citesc tot pe Levasseur, din momentul în care a apărut a doua mașină, s-a născut și motorsportul. Da, era oarecum normal să se întâmple asta. Trecem la Red Bull. Mai e ceva legat de Mercedes care ar trebui scos în evidență înaintea acestei curse? Cred că am spus cam ce era de spus legat de Mercedes. De discuțiile contractuale, am spus inclusiv Bottas a ieșit la un post finlandez și a spus că dorește să aibă o imagine clară la finalul lunii iulie despre ce va face în viitor, dacă va rămâne la Mercedes. Da. În principiu, dacă Lewis Hamilton continuă cu Mercedes, George Russell va fi cu echipier cu Lewis Hamilton. Și cred că Lewis Hamilton continuă. Deși a declarat chiar ieri că nu se vede la 40 de ani în Formula 1. Asta înseamnă în 2024.
Da, pentru un sezon probabil că îl vom vedea pe Lewis Hamilton. Bottas, în cazul în care nu va rămâne la Mercedes, are opțiuni destul de limitate. Una dintre ele ar fi revenirea la Williams. Îl mai vezi în altă parte? Păi, la Alfa Romeo avem un loc al lui, în principiu rămâne Giovinazzi. Dacă Kimi Raikkonen, în mod normal, în acest moment, Valtteri Bottas e un performer superior lui Kimi Raikkonen, în special ca viteză pe un singur tur. Și nu cred că e un pilot scump. Iar la Alfa Romeo, oricum, nu e aceeași presiune de la Mercedes, dar să cobor din monopostul care a câștigat, sau din, să ieși din echipa care a câștigat ultimele 7 campionate și să ajungi la Alfa Romeo, care se bate pentru câteva puncte per sezon, sau poți să alegi să te muți în altă competiție. Depinde ce își dorește Valtteri Bottas. Datorită limitărilor sare, atunci când apar multe variabile în joc în cursă și datorită limitărilor când condițiile sunt schimbătoare și aderența este scăzută, Valtteri Bottas are o rază de exprimare scăzută. Cum, e aproape cum era Jenson Button, dar în sens invers. Jenson Button pilota excepțional în condiții de aderență schimbătoare sau de aderență scăzută. La Valtteri Bottas este opusul. Dar nici Kimi Raikkonen este departe de Valtteri Bottas în această printă. Și Kimi Raikkonen are o rază limitată de exprimare. Și Kimi Raikkonen este mai în vârstă. Da, e din păcate pentru el, viitorul nu mai e foarte luminos. Șansele de a prinde o echipă care să se lupte efectiv pentru a câștiga curse sunt din ce în ce mai mici acum. La Red Bull, Sergio Perez a făcut ceea ce aștepta toată lumea de la el atunci când Max Verstappen are o problemă, să se ridice la nivelul acestuia și să obțină maximum de puncte. A făcut asta în Azerbaidjan și dacă lucrurile merg în această direcție, probabil anul viitor la Red Bull vom avea aceeași echipă, Verstappen și Perez. Problema este... Poate să țină același ritm sau și în cazul său a fost o conjunctură? E ușor prematur să ne pronunțăm. Am avut două circuite care nu se încadrează în tiparul comun și care pot oferi o imagine deformată. Monaco și Baku. Singurele circuite stradale care vor fi în acest an în calendar. Sergio Perez întotdeauna a excelat când era la Force India și Racing Point pe această pistă din Azerbaidjan. Hai să mai vedem pe câteva circuite tradiționale. Avem Franța acum, apoi două curse pe circuitul Red Bull Ring în Austria. Să vedem cum performează și pe aceste layout-uri. E clar că a crescut în performanță față de începutul sezonului, iar la Baku a fost la fel de rapid în regim de cursă ca Max Verstappen. Nu a cedat aproape nimic față de Max Verstappen. Plus că a făcut un joc de echipă excepțional, exact ce dorește echipa de la el. Oricum, este cel mai bun pilot pe care l-a avut Red Bull altul de Max Verstappen de la plecarea lui Daniel Ricciardo la finalul lui 2018. Dar să așteptăm. Așa cum am mai spus-o, diferența la constructori în lupta pentru constructor, titlul constructorului va face duelul dintre Sergio Perez și Valtteri Bottas. Red Bull este o mașină mai adaptabilă, o mașină pentru toate anotimpurile, ca să zic așa. Mercedes are acea fereastră îngustă de operare datorită modului în care performează pe pistele cu aderență scăzută sau pe pistele cu viraje lente și asfalt puțin abraziv. Red Bull, fiind o mașină mai adaptabilă și în sfârșit o mașină cu motor performant, ar trebui să ofere un avantaj lui Sergio Perez, pentru că Red Bull în principiu va performa uniform pe toate pistele. Mercedes e posibil să mai fie prinsă cu garda jos pe anumite circuite. Nu mai avem Singapore, Singapore a fost o mare șansă pentru Red Bull și pentru Ferrari. Și a fost un mare minus pentru Mercedes. Mercedes răsuflă ușurați. Dar mai sunt circuite ciudate și evident că vremea va putea influența comportamentul mașinilor. Pe o pistă udă sau pe o pistă în uscare, o pistă Mercedes cu siguranță, am văzut la Imola ce se petrece, are nevoie de câteva tururi. Red Bull nu are astfel de probleme. Astfel că, având în vedere materialul mult mai uniform modul în care performează, Sergio Perez ar trebui să ia fața lui Valtteri Bottas. Și echipa, vreau să spun că echipa operează la un nivel ușor inferior față de sezonul trecut, a făcut mai multe erori ca Mercedes, dar în schimb face niște pit stop-uri extraordinare. În lupta pentru pole, Verstappen, Hamilton? Tocmai vreau să ajung la asta, Red Bull, la Monaco și Baku,
au aplicat o tactică tradițională lor care este greșită, în sensul că prima ieșire din Q3 au mers doar să stabilească un timp pentru a nu se duce la fondul clasamentului, să aibă un tur valabil, urmând să ruleze la maxim la ultima ieșire și de altfel ca și la Monaco și la Baku s-a petrecut acela lucru. Acum schimbă abordarea, vor trage la prima ieșire din Q3 la maxim. Deci ar fi... În mod normal ar trebui să fie Max versus Lewis versus Valtteri Bottas, pentru cu Sergio Perez cu șansa a patra aici la pol. Depinde și ce erori fac. Max Verstappen a făcut mai multe erori în tururile de calificare ca Lewis Hamilton. Asta ar putea face diferența. Iar în lupta pentru victorie și pentru un loc pe podium, Verstappen, Hamilton, iar pentru podium Perez, Bottas și Ferrari plus și McLaren? Aș spune că în regim de cursă McLaren are șanse mai mari ca Ferrari. Și dacă se petrece ceva, nu ceva dramatic, McLaren are o șansă să ciupească încă un podium aici. Pe zonele de accelerație, la un nivel similar de al lățimii aripii spate, McLaren este cea mai rapidă mașină dintre toate. Pentru că are eficiență aero, inclusiv superioară Mercedes. Mercedes are foarte multe apendice aero în zona barboardurilor și spre spate. La McLaren sunt mai puțin, e altfel conceptul. Spus că McLaren nu este o mașină high-rake, este o mașină medium-rake, deci dragul este mai scăzut ca la o mașină Red Bull. Și încă ceva raportat la, în afară de acele măsuri luate prin Directiva 18 legate de aripa spate, să spunem că Pirelli și alții bănuiesc că unele echipe manipulează presiunea minimă impusă de constructor și în cursă rulează cu presiuni mai scăzute, asta putând fi chiar o cauza unor accidente. Regulamentul prevede doar presiunea la start, care trebuie să fie cea impusă de Pirelli. Nu vorbește nimic despre presiunea în regim de cursă și oricum nu este monitorizată presiunea în regim de cursă pe monoposturi. Din sezonul viitor vor fi montate senzori atât pe jante cât și pe anvelop pentru ca FIA să aibă o imagine permanentă a modului în care oscilează presiunea în pneuri. Iar raportat la aripa spate, să spunem că vor fi două teste, unul longitudinal, unul transversal. Aripa nu trebuie să coboare cu mai mult de 1% la aplicarea unei forțe de 1000 de newton longitudinal și dacă la o împinge la o aplicare unei forțe transversale din față, nu va trebui să se mute spre spate cu mai mult de 1%. O forță de 750 de newton venind din față. Asta era următoarea întrebare. Crezi că va afecta noul sistem de măsurare a flexibilității aripii spate performanța celor de la Red Bull de acum încolo? Pentru că din Red Franța Bull, se va aplica noul sistem. Red Bull, Alfa Romeo, Alpine, Ferrari, Alfa Tauri, toate. Numai că Red Bull și Alfa Romeo erau cu un pas în fața celorlalte trei. La Baku, datele oficiale de la Red Bull dădeau un plus de 700 și jumătate. Mercedes vorbea de 30. Probabil, așa cum am mai spus, undeva la jumătatea scalei, în funcție și de circuit, dar oricum o zecime ar putea să piardă pe un tur. Doar că acest concept high rake, având suspensia gardă la sol la spate mai mare, are și o suspensie mai moale, iar de la viteză de peste 240 km la oră forța aplicată pe aripa spate face ca mașina, ca suspensia să fie comprimată și mașina nu mai este atât de plonjată, ajunge un sol de low rake și ajungând așa scade și coeficientul aero, scade și dragul care este mai scăzut. La o mașină low rake, chiar dacă apăsarea este la fel de mare, având suspensia spate mai dură pentru că garda la sol este mai mică și nu permite asta, aceasta se comprime mai puțin. Dar oricum, low rake înseamnă că e aproape plană mașina și eficiența aero în mod pur teoretic este mai mare decât la una ca Red Bull. Dacă francezii păstrau layout-ul tradițional circuitului de la Paul Ricard fără acea șicană, atunci se schimba problema. Aveam o zonă de accelerație de peste un kilometru, iar acolo Mercedesul făcea diferența. Un pronostic? Cum crezi că arată podiumul? Aș spune că în condiții normale, fără anomalii gen vreme și accidente, Mercedes are prima șansă. Dar un Red Bull cu siguranță va fi pe podium. Nu vrei să dai nume? În mod normal, Hamilton e privilegiat, pentru că Valtteri Bottas e pe locul 4 în clasament. Ok, deci să zicem, podiumul ar fi Hamilton, Verstappen, iar pe 3, Perez, Norris, Bottas?
având în vedere că nu sunt probleme cu anvelopele, aș spune că Bottas are o șansă în plus în fața lui Perez. Și iar Perez în fața lui Norris prin prisma monopostului. Iar Norris în fața Ferrari din nou prin prisma monopostului. Nici aici depășirile nu sunt ușor de efectuat. Nu mai e mult până în weekend, așa că vom afla curând care este raportul de forțe la Paul Ricard în etapa a 7-a sezonului și apoi în episodul de săptămâna viitoare vom încerca să elucidăm ceea ce s-a întâmplat în cursă. Trecem acum pe finalul acestui episod la un alt portret al unui pilot legendar. Vorbim de James Hunt, Valentin. Da, James Hunt a devenit cunoscut la noi în primul rând după ce în 2013 a avut premiera acel film Rush, James Hunt, portretizat de actorul care joacă pe Thor, un James Hunt cu mușchi puțin mai dezvoltați ca pilotul din realitate. Dar James Hunt a fost un pilot care, datorită vieții extrasportive, comportamentul excentric din afara pistelor, a făcut ca acea parte a personalității să preia întâietatea în fața pilotului. Și asta este nedrept, pentru că pilotul a fost unul excepțional în zilele sale de grație. Între 1976 și finalul 1977, probabil niciun pilot nu a operat la un nivel atât de înalt în privința vitezei pure și a racecraft-ului precum a făcut-o James Hunt. Niki Lauda, după accidentul de pe ring, a pierdut un pic din viteză. Mario Andretti a venit cu un monopost Lotus 78, care avea un avantaj enorm în privința prin prisma faptului că era prima mașină cu efect de sol din competiție. Iar Ronnie Peterson pilota niște mașini oribile. Dar James Hunt, în momentele în care era acea flacără din el, era prinsă și menținută de Teddy Mayer pentru un comportament pe care Teddy Mayer, team managerul și proprietarul de atunci al echipei McLaren, îl numea avocatul, mă transformă în avocatul diavolului pentru a reuși să scot ce e mai bun din el și să îl mențin în acea stare pentru a putea performa la maxim. Când ajungea în acea stare, James Hunt nu mai vedea nimic, era ca un cal de curse care avea acele care nu vedea decât în față, nu vedea nimic altceva ce se întâmplă în jurul său. Pur și simplu, în Japonia, în 1976, l-au luat nevoile și nu să meargă în partea din spate unde avea WC-ul, a ieșit în față și a făcut nevoile în fața publicului, nu și-a dat seama că a făcut asta, apoi a intrat în garaj, s-a schimbat în combinezon și s-a urcat în mașină. Nu, pur și simplu, în momentul în care acționa în acea transă, James Hunt se putea bate cu orice alt sau putea bate orice alt pilot din lume. Johan Mass a fost cu echipier cu Emerson Fittipaldi. Înaintea lui James Hunt la McLaren a fost Emerson Fittipaldi, care venea din postura de Golden Boy, campion mondial în 1972 cu Lotus, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1 până la Fernando Alonso. Johan Mass spunea, James Hunt s-a dovedit de la început mai rapid, mai determinat și putea conduce mașina într-o manieră de care Emerson nu era în stare și nu avea curajul să o facă. Și în afară de asta, prin stilul său nonconformist, a reușit să câștige echipa așa, în așa fel încât, spre exemplu, la Zandvoort m-am trezit că mi-a luat mașina cu totul și când am ajuns acolo, el bea o bere cu mecanic și mi-a spus să știi că chiar îți merge bine mașina, ia încerc-o și tu pe a mea. Pur și simplu ajunsese într-o stare în care echipa îi făcea pe plac doar pentru a scoate ce e mai bun din el. Niki Lauda, care nu a fost niciodată, a fost rival doar pe circuite cu James Hunt, în schimb a fost prieten foarte bun încă din 1971 când concurau în Formula 3. Și în Marea Britanie inclusiv au împărțit un apartament pentru mult timp împreună. Niki Lauda a venit cu sponsor mai mari, întotdeauna primea motorul cel mai bun. Când condițiile în care au făcut câteodată pereche în cadrul aceeași echipe, James Hunt venit mereu invitat. Atunci, în perioada aceea, Formulei 3, premergătoare Formulei 1, Hunt a primit porecla Hunt the Shunt, în sensul că provoca multe accidente. Dar Niki Lauda spunea într-un interviu emblematic din Motorsport Magazine din ianuarie 1998, spunea, sunt numai rahaturi astea. James pilota întotdeauna la maxim și suprapilota pentru că mașina era atât de proastă încât nu suporta să fie mereu la coadă. Întotdeauna scotea mai mult decât putea mașina și întotdeauna, ca și în cazul lui Gilles Villeneuve, se ajunge și ajunge la astfel de situații în care pilotul depășește limitele normale ale mașinii. Dar această poreclă Hunt the Shunt este un nonsens. Uitați-vă cum a pilotat în Formula 1
când a avut ceva bun la dispoziție. A intrat în Formula 1 cu Lordul Hesketh, cu echipa acestuia, în 1973, deja după câteva curse se bătea la podium, pentru că la sfârșitul anului Watkins Glen să-i conteste lui Ronnie Peterson, considerat atunci cel mai rapid pilot din lume și pilotând cea mai rapidă mașină, acel Lotus 72D, să-i conteste supremația și să Ronnie să se impună aproape la limită. Iar apoi când a venit la McLaren, tot la Hesketh, înainte a venit la McLaren, a câștigat o cursă la Zandvoort doar pentru că a interpretat în mod mai inteligent condițiile de pistă și a trecut pe slicuri la momentul oportun, luând astfel fața lui Niki Lauda și suportând presiunea din partea acestuia. Asta citesc pe Niki Lauda: James era un tip da dracu și nu doar că pilota rapid. Lumea spune că eu am dat o dovadă de ambiție și de curaj extraordinar după ce am revenit la 6 săptămâni de la acel accident de la Nürburgring, care putea să fie tragic. Poate că am făcut ceva deosebit, dar nu cred că aș fi putut să reușesc să facă ce a făcut Hunt în momentul în care, la jumătatea anilor 80, devenise dependent de alcool și de droguri din cauza necazurilor financiare. Voința cu care a ieșit din acest impas depășește puterile mele. Teddy Mayer, proprietarul McLaren, care până la urmă a avut echipa lui Ron Dennis și lui John Barnard, spunea: James, când a venit la noi, nu știa cât de bun este, nici noi nu știam cât este de bun și era o dilemă. Oare pilotați excepțional o mașină slabă sau mediocră, pe cum era Hesketh, sau Hesketh, cu modificările aduse de Harvey Postlethwaite, era o mașină mai bună decât se credea? Ei, în momentul în care l-am pus în mașină, în 1976, nu a arătat special, dar apoi, pur și simplu, am făcut pe avocatul diavolului, l-am enervat la culme și l-a bătut exact în prima cursă, a bătut polul lui Niki Lauda cu 200 timp de secundă. În acel moment am ajuns la James Hunt, acel James Hunt pe care îl cunoaștem toți, dar care, datorită persoanei publice care a fost James Hunt, în acest moment este văzut ca un pilot nu excepțional, ci unul care a avut noroc în duelul cu Niki Lauda, ceea ce este complet greșit. Niki Lauda, care are cuvinte despre Lauda despre el, are multe amintiri legate de partea aceea extrasportivă a lui James Hunt. Spunea: în anii Formulei 3 umbla foarte mult, avea un antrenor pe Mike Halo, considerat de unii cel mai mare pilot de motocicli din toate timpurile. Nu pot să vă spun într-o astfel de revistă cu astfel de profil ce nebunie am putut să facem împreună. Chiar dacă eu eram considerat cel mai calculat dintre ei, oricum depășește mult imaginația voastră ce am putut să facem atunci. Iar în 1976, înainte de acea cursă de la Fuji, James Hunt a venit cu Barry Sheen, campionul mondial de motociclist din acel sezon. A venit cu 2 săptămâni înainte la Fuji și până aproape de weekend au trecut prin camerele lor în jur de 30 de hostese de la compania, de la British Airlines. Așa spunea James că își capătă energia necesară pentru a aborda cursa decisivă. Niki spunea că lumea consideră că el s-a retras atunci calculat în acea cursă, pentru că era sigur că pe astfel de vreme James Hunt nu va termina cursa și va ieși în decor. Niki Lauda din nou a spus: să nu mai prostii, aș face eu și acum la fel. Iar James pilota atunci la un nivel, mai ales în acele condiții, cum eu nu aș fi putut-o face, mai ales cu Ferrari-ul meu. Eram conștient că Ferrari-ul meu este mai puternic în privința motorului, eram superior în speed trap, dar avea o mașină care era foarte bine testată, foarte bine înțeleasă și, în plus, datorită conceptului Mauro Forghieri cu masele centrate și acel monopost scurt, raportat la noile pneuri de la Goodyear, mașina o să nu reușească să le aducă în fereastră pneurile față atât de rapid ca cele McLaren. Așa că, pe ansamblu, mașina McLaren a fost o idee mai rapidă ca mașina Ferrari. John Watson, care a fost cu echipier la McLaren cu ambii piloți, cu Niki Lauda în anii 80, cu James Hunt în anii 70, spunea: James Hunt a fost cel mai rapid cu echipele pe care l-am avut eu, peste Niki Lauda. Bine, acum John Watson se raportează la perioada cu Niki Lauda din anii 80, când Niki Lauda a pierdut acele 2-3 decimi de care vorbea Enzo Ferrari. Dar fiecare era potrivit pentru echipa sa. La McLaren, James era exact ce trebuie, un pilot care, motivat așa cum era necesar de către Teddy Mayer, putea să scoată totul din mașină. Niki n-ar fi putut să conducă McLaren-ul la nivelul în care îl conducea James Hunt, dar nici James Hunt, dacă venea la Ferrari, nu ar fi avut acea claritate în exprimare, nu ar fi avut acea motivație și acea ambiție să ducă Ferrari unde a dus-o Niki Lauda. În sensul că
dacă în James Hunt trebuia aprinsă flacăra pentru a performa la maxim, la Ferrari, Niki Lauda era flacăra care ținea echipa în top. Și pe ansamblu, să spunem că, așa cum o spunea Nigel Roebuck în articolul scris exact la moartea lui James Hunt, exact acum 28 de ani, pe 15 iunie 1993, acest sport, Formula 1, nu a primit totul de la James Hunt, nu a luat tot ce putea oferi și avea atât de multe de oferit, dar datorită personalității sale excentrice, totul a fost un compromis. James Hunt, când a văzut că are mașini oribile, flacăra aceea s-a stins, motivația a dispărut, a mai încercat să revină cu Wolf, nu s-a concretizat, s-a retras și în 1984 a devenit comentator alături de Murray Walker. La prima cursă la care a participat, e vorba de cursa de la Monaco, James Hunt a venit sub influența alcoolului, trotilat cum trebuie, cu două sticle de vin roze la el. Le-a băut pe amândouă în la începutul cursei și până și apoi a vomitat în studio. Murray Walker a avut o părere proastă despre el undeva la un an după acea întâmplare, dar după câteva curse în care și-a intrat în rol și a scăpat de acea dependență de alcool și de droguri de care vorbește Niki Lauda, James Hunt a devenit probabil cel mai competent comentator pe care l-a avut Formula 1 vreodată. Murray Walker făcea spectacol, avea acea voce, un soi de, care a fost apoi asimilată Formula 1, dar James Hunt, în privința competenței, a explicațiilor tehnice, a explicațiilor în privința pilotajului, el a fost mult peste orice alt comentator britanic pe care l-a avut vreodată Formula 1. Iar ca pilot, e un pilot care și acum este subapreciat pentru că lumea îl percepe prin acea imagine de playboy, de personaj excentric, care câteodată poate nu dea doi bani pe pilotaj. Dar imaginea reală a lui James Hunt este cu totul altceva. Timp de 2 ani, James Hunt a fost pilotul care a performat la un nivel neatins nici măcar de Lauda, de Ronnie Peterson sau de Mario Andretti în acea perioadă. Da, clar una din legendele acestui sport, James Hunt, și făcut cunoscut și celor din actuala generație cu acel film care respectă destul de mult din ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă, conform celor spuse de Niki Lauda. Avem weekend cu Formula 1, Marele Premiu al Franței. Cam asta a fost episodul cu numărul 12 al podcastului Motorsportcast. În acest sfârșit de săptămână, în afara Grand Prix-ului Franței, ca și cursă suport, avem Formula 3. Filip Ugran, pilotul român, face anul acesta un sezon complet acolo, la Jensen Motorsport, și el de urmărit. Și vom discuta săptămâna viitoare... vom analiza ce s-a întâmplat în cursa de la Paul Ricard în episodul de săptămâna viitoare. Atât pentru moment, mulțumim tuturor, așteptăm întrebările voastre după cursa din Franța pe grupul de Facebook Formula 1 România. Mulțumesc, Valentin, ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!